Vă salut, prieteni, revin cu povestirea de unde am lăsat-o ieri, cu frățiorul de cruce Iuda Boștină. Vine ziua meciului, sâmbătă, joacă, nu știam ce a făcut la meci, îi las cheia la portarul de la stadion, la intrarea în stadion, fiind intrarea în parcarea stadionului pentru oficiali. Fiind zi de meci, era paza acolo, îi las cheia, îi las cheia de la casă, adresa, o invitație la meci. Jucăm acasă, câștigăm, toată lumea fericită. Mă întâlnesc cu frățiorul, mă aștepta în parcare, frățiorul după meci. O, ce faci? Bă, zic, cum a fost? Bă, am bătut, nu știu, 8-2, 8-1, 8, ala, am bătut, zice, am dat și gol, am jucat bine. Bravo, bă, zic, bă, bravo, mamă, ce bine, zic, hai că a ieșit bine, tu ai câștigat, am câștigat și eu, ți-e foame? Ce, bă, am mâncat după meci ceva pe aici, dar zice, dacă ți-e foame, bă, zic, mi-e foame, zic, hai să mergem în oraș să mâncăm. Ne-am urcat în mașina mea, ne-am dus la un restaurant unde era un apropiat al echipei patron, ne-am dus acolo la restaurant, am mâncat, am stat de vorbă, cum te întâlnești cu, după o lună, două, cu un prieten bun. Am povestit, el tot, bă, dar când vorbești cu meme? Bă, dar nu-l sun pe meme? Zic, bă, zic, lasă acum, după meme, ce bucuria mare e. Zic, lasă că-l sun mâine dimineață, pe la 10-11, și îl invit să bem o cafea. Și dacă îi zic că ai rămas la mine și aia, și dacă vrea să te cunoască, dar zic, lasă prima oară să-l întreb ce părere a avut, dacă văd că zice că așa și așa, sau lăsăm, nu ne... Dacă zice, bă, e bine, mi-a plăcut, îi și zic, bă, păi uite, hai să bem o cafea, să-l cunoști și tu mai bine, să vezi ce om e, că tu ești caracter, mă, găbiță, imediat faci impresie bună, te bagi bine pe sub pielea omului. Și zici și făcut. Îl sun dimineață pe meme, pe la 11, ia zic, copile, ce faci, cum... Ce să fac? Bine, zic, uite, abia m-am trezit pe acasă, zic, cum ți s-a părut? Bă, da, nu e rău băiatul, zice, să știi că îmi place, i-a plăcut și lui Simi, zice, îl am în vedere, zice, o să îl mai urmărim, dar zice, prima impresie bună, să știi, ce, ai avut dreptate ce mi-ai zis, păi, mă, zic, ce naiba, dar nu ziceam la mișto și aia să... Zic, uite, dacă vrei să bem o cafea, zic că a rămas fratii meu ăsta, Gabriel, zic, a rămas la mine aseară, că nu ne-am văzut de atâta timp și zic, pleacă în seara asta sau mâine dimineață cu trenul, o să se ducă la București, de la București la Târgoviște, că are antrenament și zic, dacă vrei să... Zice, da, bă, hai că o idee bună, uite, mai vorbesc și eu cu el, îl cunosc și eu, să... Vedem ce zice, ce zic, ok, hai, am stabilit unde ne întâlnim, hai frățică, zic, gata, uite, ne întâlnim cu mine, zic, dacă vrea să te și cunoască, cred că e treaba bună, doar nu vrea să te cunoască dacă erai vreo trompetă. Ne-am întâlnit cu mine, am vorbit, am stat, cred că vreo 2 ore de vorbă cu mine. Și ne mai întreba de la Fien, mai îl întreba și pe el câte ceva, mai... Meme, cum îl știți toți, un... Băiat deștept care știa să te ducă cu gândul în altă parte, îl simțeai prieten de-o viață, hop, îl mai întreba ceva pe al meu, să mai afle câte ceva. Toate bune și frumoase. Ne-am luat la revedere, ne-am dus pe faleză la Galați, la un băruleț, așa, nu știu ce era, o cafenea. Vremea frumoasă, am zis, hai bă, mai stăm de vorbă, mai zic și hai să ne interesăm și zic, când plecăm de aici să mergem și la gară să vedem ce tren aici, aia, că zic, să nu-ți faci probleme acolo să supere Radu 2 că n-a ajuns sau ceva, că zic, o să ai nevoie să te lase să pleci în iarnă sau cât mai ai tu contract cu ăștia, să te lase să pleci, că dacă vrea să te ia oțelul de acum, bă, nici nu mă așteptam, bă, fratele meu, bă, cum m-ai ajutat, cum, bă, cred că mă ia până la urmă, că ai văzut că
Da, bă, zic, asta, dar să joci bine, zic, bă, joacă bine de acum încolo și aia, că îți dai seama, cred că o să mai trimită să te vadă. Pleacă frățiorul meu, țineam legătura pe telefon. Ce faci, ceva, asta cu mie, cu... da, ca între prieteni. Acum mă întreabă meme la un moment dat, bă, mai ai vorbit cu... Zic, da, cum, păi vorbim... Bă, să știi că cred că îl luăm până la urmă, că... Uite, mai termină contractul nu știu cine, zice, și oricum, zice, să fie aici, să crească pe lângă echipă, dacă nu putea să joace din prima la noi și asta, zice, îl dau la Dunărea Galați împrumut sau în altă parte, la Brăila, la Divizia B, să joace, să... Eu acum ce zic? Bă, meme, zic, mai vreau să zic ceva, dar zic, să nu te super, că... Ce, mă? Bă, meme, dacă îl iei și semnează și zic, bă, zic, mi-e și rușine să zic. Bă, eu am vorbit, că știi cum e, dacă e fratele meu, m-a întrebat de bani, de cât câștig, cum câștig și zic, i-am zis tot, contractul meu, dacă crezi că poate să crească și ai nevoie de el și a... Dă-i și lui la fel ca mine, ca să nu zică că, ia uite bă, am venit aici și ție-ți dă atâta și cu toate că zic el, dacă e, semnează și gratis, cred că să ajungă la divizia, da? Zic, știi cum e, suntem prieteni, ce lasă bă, că văd eu cum, ce, nu o să-i dau cum ți-am dat ție, că la tine a fost altă treabă, plecase eu în Viorel, aveam nevoie neapărat, ești atacant, dăduse-și 9 goluri la divizia B, zice el, dar zice, o să ajungă și el să fie mulțumit, ce nu-ți face probleme. Bine, meme, mersi mult, nu știu ce. Bă, într-un final, ajunge frățiorul, prietenul meu, cel mai bun, ajunge la Oțelul Galați. Zic, bă, nu te las să stai acum, ce zic, stai la stadion. La stadion, condiții de hotel. Cameră, doi în cameră, zic, nu, mă, vină, mă, și stai la mine acasă, ești nebun, cum să stai, auzi, fratele meu, am stat noi în camera aia de câțiva metri pătrați la Fiene, aveam apartament cu două camere, bucătărie, baie, balcon, frumos, să vedea Dunărea după balcon, frumos, civilizat, vină, mă, și stai la mine, ești nebun, cum să stai la hotel, a venit al meu, i-am pus sufrageria la dispoziție. Dormitorul era ocupat de mine, nu știu, cred că o s-o fi supărat că nu l-am lăsat în dormitor, nu știu, că nu l-am întrebat nici până în ziua de azi. Și am început să ne antrenăm. Mai la antrenament, deci cum e, la Miuță, la când cădeam în aceeași echipă, stăteam cu gura pe el. Bă, Gabi, bă, ce faci, bă, ai greșit, bă, haide, bă, nu. Și nu știu ce face într-o zi, dă la poartă, parcă da. Intră cu mingea în centru așa și dă la poartă și eu liber și zic, bă, ce faci, mă, nu mă vezi, bă, Gabi, ce faci, mă, se întoarce așa la mine, zice, ia uite, bă, ai ajuns și tu să mă ceri, să te crești tu mare fotbalist acum. Opa, zic, ia uite, Găbiță, s-a văzut Găbiță la divizia și eu nu mai sunt fotbalist acum, nici prieten, ușor, ușor. A început să iasă din ce în ce mai des, cu 2-3 și a făcut s-a băgat într-un grupuleț așa unde credea el că e mai călduț și a început Găbiță să joace. Domnul Simionaș, antrenor, după ce a plecat domnul Simionaș a venit Țiții Dumitriu, nea Țiții. Și plec după un meci la București. Și acum ce să-i zic lui frățiorul? Bă, du-te să stai la stadion. Zic, bă, zic, vezi că plec. Ia cheile, zic, și zic, mă întorc luni dimineață. Aveam antrenament luni după amiază. Mai ne lăsa lunea dimineața, ne lăsa liber după meci. Făceam doar un antrenament după amiază, la 5. Și eu cu pescuitul. Toată viața mi-a plăcut pescuitul. Plec, ajung la București, mă sună sâmbătă seară un prieten din Galați. Bă, zice, a fost un vecin de-al meu la pește, la Mălina, cred că se numea Balta. Nu știu, asta pot să greșesc, care sunteți gălețeni,
cred că știți mai bine dacă se numește așa sau nu, se intrau pe undeva prin spatele combinatului, mergeai pe câmp vreo 6-7 km și cred că fusese carieră de piatră, nu știu ce, inundat acolo cu niște gropane, Mălina, dacă nu mă șel. Ce bă, a fost un vecin de-al meu la pește, ce l-a rupt, frățioare. Zice, a prins la pește, de ce l-a rupt. Ce mănâncă crapul și ciortanul de rupe. Eu acum, cum eram cu peștele, nebunii și asta, zic, bă, zic, e poveste, bă, ești nebun, e vecinul meu și aia i-a adus lui mama, zice, i-a adus o bucățoaie 3 kg, ceva 4 kg, zice, i-a dat-o lui maică-mea să o pregătească. Bă, zic, fii atent, zic, mă duc dimineață la piață, la Bucurobor, iau mămăligă pătrățică, iau mămăligă pentru arc, niște viermuși, zic, și îl iau și pe taică-miu și vin la Galați și mergem la pește, frățioare. Zic, luni dimineață, zic, mergem la pește. Vin pregătit cu totul și zic, dimineață ne trezim la 3:30-4 și zic, mergem la baltă. Stăm până la 2:30, mă duc acasă, dorm și eu puțin și pe urmă mă duc de la 5 la antrenament. Și ok. Acum tu mi-a trecut prin cap, frățiorul nu e disponibil. Îl sun, eram pe drum, m-am dus dimineață, m-am trezit la 7 dimineața, du-te la piață, la obor, ia viermuș, pătrățică, am mai cumpărat 3-4 forfaturi cu ace mai mari, zic, bă, zic, dacă a zis ăsta, niște, cu boilesurile încă era la început atunci, nu, am luat și câteva de alea, zic, bă, zic, să mă duc să dau în casa lui acolo să rupă crap. După drum, îl iau pe taică-mi cu mine, pune lansetele, pune scaunele, minciogul, juvelnicul, toată mașina, portbagajul full. Momeala frumos, viermușii, cutiuța de viermuși, am pus mălai, tot, zic, bă, băgăm o mașină la aer condiționat, zic, să nu, să ajungem cu ei, să fie forță, vioi. Îl sun pe frățior, nu răspunde. Mai merg 10-15 km, iar îl sun. Nimic, iar într-un final răspunde frățior, ce faci, mă, zic, ce faci, a, ce să fac, bine, zic, tot în regulă, zic, da, cum să nu, bine, tu ce faci, zic, sunt pe drum, păi unde te duci, păi zic, mă întorc la, zic, mă întorc acasă, zic, cum, unde acasă, zic, la Galați, mă întorc, zic, am vorbit cu, uite, cu prietenul ăsta și zic, să mergem la pește mâine dimineață, dacă vrei, zic, ne trezim dimineață și mergem la pește. A, păi stai, bă, de ce nu m-ai anunțat? Zic, păi, de ce? Păi nu, sunt, bă, eu am plecat la mare. Cum ai plecat după zi pe alta, așa, pleci până la mare, te duci să ce? Nu, bă, că am plecat de sâmbătă după meci, am plecat cu nu știu cine și am plecat la mare și mă întorc cu duminică seară sau luni dimineață, zice. Cred că luni dimineață să stau aici, să dorm și duminică seară, zice, mă mai duc și eu pe aici și luni dimineață vin și dorm și eu puțin și mergem la antrenament. Bă, ești nebun, zic, cum intru în casă? Bă, păi de ce n-ai zis, bă, de ce nu m-ai anunțat? Bă, zic, ești nebun, cu cine ești? Păi sunt cu nu știu cine și... Bă, zic, vino măcar, vino pe... spre București, nu era autostradă, era drumul pe la Lehliu, pe la... Bă, băiatule, zic, vino undeva spre mine, la jumatea drumului și tu te întorci la mare pe urmă și eu mă duc la Galați, nu, bă, zic, sunt cu taică, nu, zic, ce vrei, să mă duc, să duc la hotel? Bă, dar n-am văzut așa ceva, bă, ce tupeu ai, bă, să nu-mi zici că vii, că... Bă, ești nebun, zic, uite, te aștept la un popas undeva, zic, că eu o să ajung mai repede ca tine, ajungi și tu într-o oră, o oră jumate, zic, ajungi și tu și... Ne întâlnim acolo, îmi dai chef. Stai, bă, că nu vin eu acum, eu am venit și eu să mă relaxez, tu crezi că stai eu să vin să-ți aduc cheile ție și... Ce, stai să văd, te sun eu, zice, să găsesc pe cineva să vină să-ți aducă cheile. Bine, mă, zic, ok, mersi. Mă sună frățiorul, pe vreo 20 de minute. Ce ai, bă, că, uite, îl știi pe, nu știu, că era un băiat care mai venea cu mașina pe la stadion, pe acolo, care... Zice, uite că am vorbit cu el, că e cu noi aici și
O să vină el, zice, a plecat deja, zice, i-am dat cheile, vine și ți le aduce. Bine, mă, zic, îmi cer scuze că te-am deranjat. Bă, data viitoare să-mi zici, bă, să nu mai faci de-astea. Sunt plin de nervi și aia. N-ai zis, bă, că te întorci luni. Zic, bine, mă, scuză, mă, zic, a fost ceva neprogramat și asta e. Vine băiatul ăla, mi-aduce cheile. Supărat și ăla, a venit, ia-ți, bă, cheile. Zic, bă, maimuțoiule, zic, tu ce? Tu ești șofer, ești sclav, ce? Ești nervos că ce tu? Stai liniștit, tu zic, vezi de treaba ta, întoarce-te înapoi la prietenul meu, îți bagă benzină și îți dă și ție 50 de lei să bei o Coca-Cola pe plajă și zic, vezi ușor cu mine, că nu suntem chiar așa prieteni. A, nu, domne, scuză-mă, dar eram nervos și nu mai fi nervos. Se întoarce fratele meu luni, am fost la pește, bună balta. Asta o să vă povestesc într-un alt episod. Am fost cu colegul de echipă, cu Spirea, la o partidă de pescuit acolo și îi dădea cu juvelnic un cap la un crap. Dar asta o să vă povestesc în alt episod, că durează. Și ușor, ușor, fratele meu s-a mutat și i-a dat meme și lui apartament, un apartament unde stătuse Guriță. S-a mutat Guriță în altă parte și la blocul alături de mine, vis-a-vis de mine, era un bloc, i-a dat și lui apartament acolo, tot în ideea asta meme, că frații să stea unul lângă altul. Eu, prieten și mai în grupul senatorilor, cu Tofan, cu Pelin, cu Vali Ștefan, cu Tănase, cu Maleș, cu Ion Gigi. Cu Ion Gigi stăteam în cameră. Și vine într-o zi un coleg și îmi zice, bă, dar ce are, te-ai certat cu Boștină sau? Și nu, cum să mă cert? Nu, dar zic, nu mai e prietenia care era. Și zice, bă, vezi că a început să vorbească pe aici, vorbește de tine. Zice, a început să bată câmpii, zice. Spune-i, dacă toți e prieten și aia, spune-i că noi nu facem de-astea aici. Aici e divizia A, nu mai sunt țărănisme. E divizia A, suntem toți, tragem în aceeași direcție, spune că nu e, zice, o să vorbesc și eu cu el, o să-i zic și eu, dar zice, spune și tu, că să nu se simtă ofensat așa dacă îi zic eu. Tu ești tovarășul lui, zic, gata, îmi dace. Bă, zice, nu, hai să nu mai dezvoltăm. Ce vorbește urât. Ce și vorbește urât aiurea, nu mai tâmpenii, zice, nu. Bine, bă, zic, o să-i zic. I-am zis lui frățiorul, a, bă, nu, bă, că să mor eu, că știi cum e lumea, că vorbește, bă. Da, mă, da, zic, o vorbi lumea, da. Zic, știi de câte zile nu mai dat un telefon? A, nu, mă, frățioare, că sunt, bă, zic, nu, n-ai nicio obligație, nici să, da, zic, te rog eu frumos. Am făcut cu mare plăcere ce am făcut pentru tine, nu trebuie să mulțumești, nu trebuie să fii recunoscător, nu, absolut nimic, dar măcar nu mai vorbi aiurea, te rog eu mult de tot. Stai, bă, liniștit, tu te iei, n-ai încredere în fratele tău. Cert este că ușor, ușor n-am mai vorbit deloc, nici când ne întâlneam, nici la telefon, nici el ulterior s-a lipit bine de meme Stoica, l-a luat meme și pe la Steaua, traseul meu îl știți cu toții, probabil și datorită rivalității dintre Steaua și Rapid, nu mai sunt ani de zile, după mulți ani de zile, după perioada Oțelu, când n-am mai vorbit cu frățiorul meu, Iuda Boștină, chiar vreau să-l salut, poate o să-i arate cineva această postare, acest video, să-i doresc toate cele bune, să-i spun că mi-a făcut plăcere și nu regret niciun moment că am ajutat un om să se realizeze în viață, să ajungă fotbalist, să ajungă cunoscut și sper să-i meargă de la excelent în sus și de acum înainte. Învățămintele le trageți voi. Până la următorul video, când vă voi povesti o altă experiență din
viața mea de sportiv. Până atunci, nu uitați, fiți buni azi, fiți buni mâine, că până la urmă vă va vedea cineva. Vă salut!